Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Ne aflăm în aceeași casă țărănească din comuna Spermezeu, aflată în Muzeul Satului, dăruită de Părintele Episcop Macarie Drăguia al Scandinaviei. Bun găsit, Preasfinția voastră! Doamne ajută! În virtutea faptului că dialogăm direct și sincer și ne cunoaștem de foarte multă vreme și sunteți prietenul emisiunii noastre, aș vrea să vă întreb direct pentru cei ce ne urmăresc. Cum este viața de episcop? Și mai ales de episcop al Nordului. Îmi place să mă numesc cu episcopul pelerin. Și fiindcă, iată, port această desagă ca pe o cruce a slujirii pe umărul meu, orice slujire este o cruce. Este o cruce. Când este foarte greu și ne potignim sub povara ei, întotdeauna se găsește un Simon din Cirene care să pună ajute umărul. Puțin. Dacă l-a ajutat pe Hristos, ne ajută și pe fiecare în parte, fiindcă Dumnezeu lucrează prin oamenii săi. Și am observat în cei 14 ani de slujire arhierească că atunci când mi-a fost foarte greu și m-am potignit, mi-a trimis Hristos un semen care să mă ajute. Văzut faptul că această desagă nu este numai cruce, este și chilie, este și altar, este și hambar plin cu icoane, acolo aveți și biscuiții uscați. Anafora, în primul rând. Aveți tot. Anafora, mai întâi de toate am Sfânta Împărtășanie. Sfânta Împărtășanie. Da, pe care o port în preumblările mele. Ce și, nu de puține ori volantă, am împărtășit. Sau... Da. Ducem casa în biserică și biserica în casă. Pretutinde, nu doar în diaspora scandinavă, ci știu, și aici. Și aici. Lumea crede că episcopii sunt un fel de prinț ai bisericii, super oameni, supermen. Da. Oare chiar așa este? Episcopul nu este un superman, este un om obișnuit, însă a fost ales de Hristos să poarte harul apostoliei. Și eu sunt copleșit de acest har pe care simțiți încă această povară? Încă o mai simțiți? Nu v-ați obișnuit cu ea? Nu pot numi o povară. Este o binecuvântare să fiu apostol în lumea de astăzi. Este o binecuvântare, este o chemare pe care mi-a făcut-o Hristos și m-am gândit la apostolii atunci că au fost chemați la apostolat. Fiindcă nu au pus condiții, nu au întrebat de fișa apostolului, ci au răspuns da. Așa am răspuns și eu, însă am fost încurajat atunci de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu, pe care l-am slujit ca secretar de cabinet și ca eclesiarh al catedralei și m-a încurajat și mi-a fost alături cu sfatul și cu rugăciunea. Iar acum mă încurajează din cer. Recent am editat o carte dedicată Mitropolitului Bartolomeu, împlinindu-se un secol de la nașterea sa și un deceniu de la strămutarea sa la veșnicele lăcașuri. Și acolo povestesc așa în tihnă perioada uceniciei, învățăturile pe care le-am primit, momentele sublime pe care le-am trăit și pe care am dorit acum să le împărtășesc celor mulți. O carte foarte bine scrisă și cred că Vlădica Bartolomeu ar fi fost mândru de preasfinția voastră și ca ucenic în cele duhovnicești, dar și în cele literare, dacă îmi permiteți. Dar asta este un lucru cu care nu vreau să vă mândriți. Ce vă spun acum? Dar este observație sinceră. Mă încurajați ca să mai pot scrie și alte lucruri și mă gândesc acum la toate mărturiile pe care le pot transmite spre întărirea duhovnicească a celor mulți din perioada apostolatului meu în ținuturile scandinave. Mă simt a fi apostol acolo, mai cu, și acasă, dar mai cu seamă acolo, în ținuturile desacralizate ale Scandinavei. Și ca dovadă că sunteți un Simon de Cirene, iată, purtați la inimă, și crucea Nordului pe care v-am pus-o împreună cu toți cei pe care îi păstoresc acolo. Nu v-am pus-o doar eu, ci v-am pus-o împreună cu preoții, cu diaconii și cu credincioșii care împlinesc cu mine lucrarea de apostolat în îndepărtata Scandinavie. Preasfinția voastră, un episcop poate greși? Poate greși. Nu e nimeni fără de greșeală în această viață. Însuși Marele Pavel spunea că cel din tâi păcătos sunt eu. La fel spun și eu. La fel spun și eu și spun și alții. Greșim omenește, însă important este să cultivăm această pocăință trezitoare de la vlădică până la opincă. Toți trebuie să ne pocăim. Toți trebuie să cerem vreme de pocăință și de îndreptare. Episcopii au duhovnic?
categoric, eu însumi am duhovnic și toți episcopii se spovedesc de păcatele pe care le săvârșesc în viața aceasta. Sigur, sunt păcatele mici, ca și nisipul mării, se adună și sarcina uneori devine mai grea decât stânca dacă nu lucrezi pocăința, dacă nu lucrezi mântuirea ta, dacă nu te spovedești, dacă nu îți mărturisești păcatele tale. Însuși marele duhovnic, Paisie, Aghioritul, spunea deseori că atunci când se spovedea la duhovnicescul său părinte în muntele Athos, acesta îi spunea: Părinte Paisie, nisip, nisip, dar se adună și se face greu. Iar Părintele Arsenie Papacioc mai spunea atât de adevărat că nu este mic răul cel mai mic. Și făcea referire la mărul mușcat de Adam și Eva. În aparență era un păcat mic, banal, dar cât de mare. Cutremura tot universul. Cutremura tot universul. Preasfinția voastră, cum îndreaptă un episcop o greșeală odată? Și al doilea lucru pe care vreau să vă întreb, nu sunteți înconjurat ca orice lider, ca orice om care are putere, de oameni care vă cântă în strună? Cum evitați aceste lucruri? Da. Cum da. Echilibrați problema asta? Fac referire la preasfințitul Bartolomeu, care spunea deseori: decât să fiu adulat de colaboratorii mei, mai bine să fiu demolat de criticii adevărați. Bartolomeu. Da, da. Și totodată mă călăuzesc după cele trei principii pe care mi le-am asumat din frage de vârstă când mi-am început ucenicia la preasfințitul Bartolomeu. Frică de Dumnezeu, transparență și obiectivitate. Aceste principii și le-au asumat toți colaboratorii mei, preoți, diaconi și credincioși. Și mă rog la Dumnezeu să îmi păzească mintea întreagă și inima întreagă. Și vreau să vă mai spun despre un episcop care a greșit la un moment dat, a greșit și și-a mărturisit păcatul în public. El nu s-a mai simțit vrednic să ducă această cruce a apostoliei. Și le-a spus poporului în biserică: iată, am greșit, am săvârșit un păcat greu. Pentru aceasta nu mai consider vrednic să port crucea arhieriei, să vă fiu păstor, să vă fiu episcop. Și poporul a început să plângă și a spus poporul: ne asumăm păcatul preasfinției voastre, ne asumăm păcatul pe care l-a săvârșit, rămâneți păstorul nostru. Și atunci episcopul le-a cerut un lucru foarte greu pentru credincioși, care l-a ușurat și cu siguranță că Dumnezeu a primit pocăința sa. El le-a spus așa: bine, atunci mă așez pe pragul bisericii și toți care veți ieși din Sfântul Lăcaș să călcați peste mine nevrednicul. Și am încrederea că Dumnezeu vă va ierta de acest păcat. Și credincioșii cu strângere de inimă au călcat peste trupul lui și am încrederea că Dumnezeu l-a iertat de acel păcat greu pe care îl săvârșise episcopul. Iată, și episcopul poate cădea, dar n-au căzut apostolii, n-a căzut și Petru Verhovnicul, cel care a bravat înaintea Mântuitorului și a spus că îl va însoți până la moarte și încolo de moarte. Și tocmai femeile mironosițe au fost mai tari, mai statornice. Femeile au fost mai tari decât Petru Verhovnicul, care a susținut sus și tare că îl va urma pe Hristos până la capăt. S-a lepădat de trei ori de Hristos, însă a avut puterea, spre deosebire de Iuda, să se pocăiască, să plângă cu amar păcatul lepădării de învățătorul său. Și să meargă pe drumul crucii până la capăt. Și a mers până la capăt pe drumul crucii. Nu s-a bătut de la acest drum și Hristos l-a iertat și l-a repus în lucrarea de apostolat. Iată, și apostolii pot greși, iată, și episcopii pot greși, așa cum greșesc și preoții și crincioșii. Important este să cultivăm pocăința trezitoare, cu timp și fără timp. Preasfinția voastră, aceste frumoase cuvinte le punem la inimă, în speranța faptului că și în zilele noastre se pot găsi asemenea episcopi care, odată ce greșesc, pot fi puși acolo, culcați pe pragul bisericii, pentru ca lumea să poată să treacă peste ei și peste greșeala pe care au săvârșit-o. Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a Dialogurilor Dimineții. Rămâneți alături de noi duminica viitoare, lucruri și mai interesante.